au trecut mai bine de 140 de ani de la inventarea unei trăsuri motorizate și mai bine de 120 de ani de la invenția unei linii de producție semi-automate pentru fabricarea în masă a automobilelor. Acum 100 de ani, mașinile aveau un șasiu de metal, 4 anvelope, un motor, claxon, puteau transporta de la 2 până la 5 sau chiar mai multe persoane, iar unele erau capabile să ajungă la o impresionantă viteză de aproape 200 de km pe oră. 100 de ani mai târziu și după mai mult de 3 miliarde de investiții în cercetare și dezvoltare, o mașină arată așa. Nu, ceva este în regulă cu noi. Înțeleg că percepția estetică este subiectivă și poate varia mult de la o persoană la alta, dar totuși vorbim de un aspect, un design. Aceasta este cea mai urâtă mașină. După mine, este mai urâtă decât Fiat Multipla, care deținea acest record înainte să apară aceasta. Într-adevăr, mașina a devenit mult mai bună astăzi, mai rapidă, capabilă să transporte mai multe lucruri, mai economică, confortabilă de condus, dar eu am așteptări mult mai mari de la mașinile viitorului. Iar ceea ce ni se oferă nu este mult diferit de ceea ce era deja. De ce o numesc Cybertruck, nu știu, că nu are nimic cu controlul și comunicația. Sau chiar dacă are, regăsim și pe alte mașini aceste sisteme, care sunt inventate în al doilea război mondial. Această mașină nu are nimic nou. În față, la volan, are un șofer care se uită înainte, cum au și celelalte mașini. Cu atât de multă investiție în viziunea computerizată, nu intenționăm să renunțăm la volan prea curând, pentru că nu se poate. Sunt unele taxiuri prin America sau prin alte părți pe care le-ați văzut că merg singure, dar în realitate acestea sunt coordonate, sunt conduse de la un centru de unde se uită toți pe camere și merg cu mașinile. Poate atinge 100 de km pe oră în 3 secunde, dar pentru ce ne trebuie așa ceva? Cât ți-ați mers să vedeți cât de deranjant este să faci un astfel de demaraj, un astfel de start? Și de ce ne trebuie acest start dacă în majoritatea orașelor mari, cum ar fi Londra, au făcut limita legală 5 km pe oră? La București, în România, nici nu mai vorbesc. Asta e mașina viitorului? Poate transporta până la 6 persoane, în timp ce 45% din populația Americii este singură, iar 33% în Europa sunt singuri. Iar restul care au familie, tot singuri merg în mașină. Fiecare are mașina lui. Ați văzut cum se duc la muncă dimineața, fiecare singur în mașină. Noi străinii, unii dintre noi, mergem mai mulți în mașină. Mașina viitorului trebuie să ia în considerare capacitățile viitorului, creșterea numărului de persoane singure, mentalitatea, nevoile mixte de mobilitate, cum ar fi mașină, tren, bicicletă, etc. Ceva să se adapteze nevoilor noastre. Dacă țin la natură, așa cum spun ei, ar trebui să facă mașinile să țină cât mai mult, să se poată upgrada în mers, la fel și televizoarele, telefoanele, etc. Astăzi nu se mai repare nimic, totul se aruncă și se cumpără altul nou. Înlocuim motorul termic cu cel electric, pe baterii. Fraților, nu știu dacă toți știți, dar bateriile nu sunt producătoare de energie. Ele stochează energia provenită de la alte surse, iar 40% din energia electrică în lume provine de la centrale pe cărbune. Unde este mașina electrică cu emisii zero, dacă la încărcare folosește cărbune? Am ajuns într-o situație în care nu mai putem spune lucrurilor pe nume, pentru că suntem priviți urât. Eu nu sunt împotriva tehnologiei, dar să fie palpabilă, să o simțim ca fiind utilă, nu frunze în vânt. Întrebarea pe care mi-o pun este, chiar trebuie să se insiste atât de mult pe aceste mașini, pe baterii, care nu au făcut altceva decât să ne crească prețul la energia electrică? Eu sunt de părere că ar trebui să reflecteze asupra nevoilor populației, în special în țările unde este sărăcie. Eu atât am avut de spus în episodul de astăzi, ne vom vedea cu siguranță în episodul viitor, rămâneți cu bine până atunci!